11 trupe de dans din sudul țării au participat la primul festival cu genericul Este timpul dansului. Organizatorii menționează că acest eveniment va fi o platformă de unire a culturii dansului popoarelor care locuiesc în Republica Moldova. Administrația locală planifică ca acest festival să devină o tradiție în localitatea Congaz. Dansurile tradiționale au unit formații din diferite localități din sudul țării. Prin aceste dansuri încercăm să păstrăm și să promovăm cultura găgăuză. Am pregătit două numere, iar unul din ele are o vechime de peste 60 de ani. Venim cu un dans țigănesc, deoarece în Găgăuzia sunt și romi. Suntem dansatori profesioniști din Mocâncuța. Fiți frumoase, băieți frumoși. Dansuri populare moldovenești, un fel. Cu toate că suntem o regiune mică, avem multe talente, iar dansurile din fiecare localitate au specificul său. Am decis ca acest festival să fie organizat în fiecare an și să devină o frumoasă tradiție. Artiștii au primit diplome de participare, iar cei mai buni s-au ales cu premii bănești.